indiscreta. E mai questo importuno, lasciamolo passare, sotto che gli archi non veduto vedrò quanto bisogna. Già l'alba è appena e amor non si vergogna. Di qualità, di qualità.
come? Pochi vengo, eccellenza! Zitto, prudenza! Qui non son conosciuto nel fare di conoscere, per questo le mie gran ragioni. Intendo, intendo, la lascio in libertà. No, ora te lo spiego. Al prado, vidi un fior di bellezza, una fanciulla figlia di un certo medico barbogio, qua da pochi di se stabilito, io di questa invaghito, lasciai qua tre parenti, qua men venni, e qui la notte e il giorno passo, girando a quel balcone intorno. A quei balconi, un medico, ho cospetto siete ben fortunato, sui maccheroni, il cazzo v'è cascato. Come? Certo, là dentro io son barbiere, parrucchier, chirurgo botanico, spezia veterinario, il faccendier di casa. Oh, che sorri! Ma basta! La ragazza finale del medico è soltanto la sua pupilla. Ah, che consolazione! Perciò zitto, cos'è? Apre la porta! Bravo nel Dio, donna, ma la prima nessuno. Se Don Masilio venisse a ricercarmi, che m'aspetti? Le mie nozze con lei, meglio è affrettare. Sì, dentro oggi finirvo questo affare. Dentro oggi. Le sue noce corosina avete rimbambito, ma dimmi ora tu chi è questo Don Basilio? È un solenne imbroglio di matrimoni, un colo torto, un ferro disperato, sempre senza un quattrino, già è maestro di musica, insegna alla ragazza, bene bene tutto ciò va a sapere, della bella Rosina a soddisfar le brame. Una canzonetta così alla buona, il tutto spiegate le signore. Una canzone. Cento, ecco la chitarra, presto andiamo. Ma io. Oh, che pazienza! E ben proviamo. Se il mio nome sapete voi brava. Dal mio labbro il mio nome ascoltate. Lindoro! Io son Lindoro, che fido v'adoro, che sposa di bramo, che a nome vi chiamo, che a che qualcuno è entrato sia, ella si è ritirata. Ah, cospettone, Rosina! Io già delira, vanco, ad ogni costo vederla io voglio parlarle. Ma tu mi devi aiutare. Che furia! Sì, sì, v'aiuterò. Ah, bravo! Dentro oggi vo che tu mi introduca in quella casa. Dimmi come farai. Via del tuo spirito, vediamo qualche prudezza del mio spirito. Bene, vedrò.
ma in oggi. E via, ti intendo, vala, non dubitare di tue fatiche, largo compenso avrai. Davvero? Parola! Dunque, orro a discrezione. Oro a bizzeppe, animo, via! San pronto! Ah, non sapete i simpatici effetti prodigiosi che ha da pagare il mio signor, signor... Lindoro. Lindoro produce in me la dolce idea dell'oro. All'idea di quel metallo forte in cosa non mi possente. Un vulcano è la mia mente. Già comincia a diventar, sì, all'idea di quel metallo vulcano la mia mente incomincia a diventar, sì, all'idea di quel metallo vulcano la mia mente incomincia a diventar, a diventar, un vulcano incomincia a diventar. Qualche effetto sorprendente del vulcano della tua mente, qualche mostro singolare, se del vulcano della tua mente qualche mostro singolare, sì del vulcano della tua mente qualche mostro singolare, travestirmi nell'esempio da soldato, sì signore, da soldato, e che si fa, oggi arriva un reggimento, sì, mio amico il colonnello, cospetto nell'alloggio col biglietto e la porta s'aprirà. Benedite, mio signore, non mi par, non l'ho trovata. Oh, che invenzione prelibata, tutor si fide.
benedizione, che invenzione, che invenzione, prelibata, che invenzione, che invenzione, prelibata, bella, 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 in verità, sì, sì, che invenzione, che invenzione, prelibata, bella, 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 in verità, che invenzione, bella, bella, in verità, che invenzione, bella, bella, in verità. Dunque, calopra, andiamo da Bro. Il meglio mi scorridavo, dimmi un po', la tua bottega, se li trovarvi, dove sta? La bottega non si sbaglia, guardi bene, ecco le onore. Numero 15, a mano manca, 4 gradini, facciata bianca, 5 parrucche nella vetrina, sopra un cartello, pomata fina, posto in azzurro, alla moderna, che per disegna, la lanterna, la senza fallo, di tua verna, 5 parrucche nella vetrina, sopra un cartello, pomata fina, posto in azzurro, alla moderna, che per disegna, una lanterna, la senza fallo, la senza fallo, la senza fallo mi troverà. 5 parrucche, una lanterna, la senza fallo mi troverà. Ho ben capito, or vada presto, tu guarda bene, io penso al resto, di te mi fido, con la lanterna, mio caro Figaro, intendo, intendo, correte o meco, la borsa piena, sì, quel che vuoi, ma resto poi, o non si dubiti che ben andrò, che bene, bene, bene andrò. Già, 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 già
Si fa? Signor del Nonio! Oh diavolo possibile! Una ragazza bella e spiritosa! Oh, oh, mi fa ridere! Che mi serve lo spirito che do alla bellezza! Si chiusa è sempre sopra quattro mura! Che mi par d'esser proprio in sepoltura! Sepoltura, uivo, sentite, io voglio che dirci qualche cosa da quella cosa. Ecco il tutore. Davvero? Certo, il pazzo. Salva, salva, fra poco ci rivedremo, ho da dirvi qualche cosa. E allora io si sente. Bravissimo, vado. Quanto è garbato. Oh, disgraziato figlio, al degno, a maledetto, a scelerato. Ma si può dar di peggio, un ospedale avanto di tutta la Lavinia, a forza d'oppio, sangue, Asciù, strano Dilia! Signorina, il barbiere lo vedeste? Perché? Lo vuoi sapere? Forse anche gli va d'ombra! E perché no? Ebben, ve lo dirò, sì! L'ho veduto, l'ho parlato, mi piace, mi simpatico il suo discorso, il suo giovane aspetto, creppa di rabbia, vecchio maledetto. Vedete che grazietà, più l'amo, e mi sprezza la bricola, certo, certo, il barbiere che valente in malizia, chissà, osare onesta, chissà, lo saprò. Ah, barbiere di ferro, tu me la pagherai. Qua, Don Basilio giunge da tempo. Oh, io voglio, per forza per amor, dentro domani sposa Maria Rosina. Avete inteso? Ah. E voi dite benissimo, e appunto io qui venivo ad avvisarvi, ma segretezza è giunto, il conte Talma viva, il ricordito avanti dalla Rosina, appunto quello, diavolo, ci vuole un rimedio. Oh,
Così con buona casa, la mia principale amica, Paola. Stavo! Ma foreste una calunnia? Ah, dunque, la calunnia cos'è? Voi non sapete? No, davvero? No! Uditemi e tacete! Bravi, ma benone, ho inteso tutto.
e viva il buon dottore, povero babbuino. Tua sposa, e via, pulisciti bocchino. Or che stando la chiusi, procuriam di parlare alla ragazza. Eccola punto. Ebbene, zio Figaro. Gran cose, signorina. Sì, davvero. Mangerei dei confetti. Come sarebbe a dire? Sarebbe a dire che il vostro bel tutore ha stabilito esser dentro domani vostro marito. E via. Oh, ve lo giuro. A stare in contratto col maestro di musica là dentro se serrano. Sì, ma l'ho sbagliato a me. Povero sciocco, l'avrò da far con me. Ma dite, signor Figaro, voi poco fa sotto le mie finestre parlavate a un signore. Ah, un mio cugino, un bravo giovinotto. Buona testa, ottimo cor, qui venne i suoi studi a compire e il poverin cerca di far fortuna. Fortuna, e la farò. Ah, ne dubito assai, in confidenza ha un gran difetto addosso. Un gran difetto? A grande, è innamorato morto. Sì, davvero? Quel giovine vedette mi interessa moltissimo. Per pazzo! Non ci credete? Ah, sì. E la sua bella vite abita lontano. Ah, no, non c'è qui due passi. Ma è bella. Oh, bella assai. Eccomi il suo ritratto in due parole. Una grotta. Genialotta, capello rosso, guancia porporina, occhio che parla, mano che innamora. E il nome? Ah, il nome ancora, il nome, oh che bel nome, si chiama? Poverina. Si chiama poverina? Ah no, si chiama R-O-R-O-S-I. Sì, Rosi, e ne hanno Rosina. Dunque, Iasson, tu non mi inganni. Dunque, Iasson, la fortuna. Io già volo.
questo qua il biglietto. Un biglietto? Figaro? Eccolo qua. Già, era scritto. Che bestia! Che bestia! Il maestro faccio a lei. Fortunati a vedi miei, io qui giorno si va. A che catedra costei, di malizia m'ometto. Consiglio mia carriera, un po' meno in ostorar, meglio, meglio, meglio.
scotaste e via, e via. Ci votato, figlia mia, per potermi correlar. Alto, 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 alto. Ci votato, figlia mia, per potermi correlar. Alto, 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 alto. Perché vago la quel foglio? Cosa becco te sai braglio? Perché la quel foglio? Sono inutili le soffie. Fermalo, non mi toccate. Fermalo, non mi toccate. No, figlia mia, non lo sperate. O si lasce il mio diavolo. Figlia mia, non lo sperate. O si lasce il mio diavolo. Non morte la mia sotto in queste suse, signorella. Dico se la mia carina non morrega il posto d'ore. Parlate, vi ostinate, non parlate, e vi ostinate, sove io, figlio d'affare, subito io, figlio d'affare. Non si lascia che mi lo chiar, e così mai non c'è di nascosto la cattiserata, il suo grande rosso.
Sì. Che cosa vuoi dire? Siete voi? Sì. Aspetta un poco. Siete voi? Dottore Ballardo! Che Ballardo! Bertoldo! Che Bertoldo! Che Bertoldo! Dottor Bartolo! Ah, bravissimo! Dottor Barbaro! Benissimo! Dottor Barbaro! Ancora! Già benissimo! Già le poca differenza! Io già perdo! Si crede di pazienza! Io già perdo! Quando tarda, dove sta? E prudenza c'è ora! E dunque voi? Siete dottore? Sottotono, sì, signore! Ah, benissimo! Un abbraccio qua, collega! Dietro! Sono anch'io dottor Percento, ma riscalco al reggimento della loggia sul biglietto. Osservate, eccolo qua! Venise il caro genio, la mia felicità. Vieni il tuo diletto, pietà mortale dei che ne piano e già, e d'amor patente già, e d'amor patente già. Rosina, così contento? Guarda, s'avvicina. Signorina, che cercate? Presto, date via! Vado, non gridate! Presto, via di qua! Ehi, ragazzo! Vengo anch'io! Dove, signor mio? In caserma! Oh, questa è bella! In caserma! Ma che te... Cara! Ferma! Che cos'è? Ah,
può vedere. Sì, se fosse una ricetta, ma un biglietto è mio dovere, mi dovete perdonare. Grazie, grazie, grazie. Grazie ancora, no. Thank you.
signore, questo caso da accettare. Sì, signore, questo caso da accettare. Io qua vengo, signore, questo caso da accettare. Sì, signore, questo caso da accettare. Ogni quello, signore, questo caso da accettare. Sì, signore, questo caso da accettare. Io qua vengo, signore, questo caso da accettare. Sì, signore, questo caso da accettare. Io qua vengo, signore, questo caso da accettare. Sì, signore, sì, signore, sì, signore, sì, signore. Ho inteso, ho inteso. Galantuom, siete in arresto. Fuori presto, via di qua. In arresto, in arresto. Bella pesantissimo, ma 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 bella p
Iată-te din nou, jucând în bărbierul din Sevilla. Îți amintești de câte ori ai interpretat rolul Figaro de-a lungul carierei? Nu mi-aduc aminte. Nu-mi țin contabilitatea la roluri, sincer. Știu doar că am debutat în anul 2000, aici la Opera din Brașov. Și după aceea am făcut numeroase spectacole. Și în Brașov și în țară, dar mai ales în turnee, tot cu Opera din Brașov. Dar să-mi țin minte câte spectacole, nu. Cred că sunt peste 200-250, cam așa. Adunate din 2000 până acum. Pe ce scene lirice românești și internaționale ai mai cântat în bărbierul din Sevilla? Da, după debutul meu la Brașov, țin minte că am fost invitat și la București într-un spectacol omagial al doamnei Magda Ianculescu. Pe urmă am fost invitat la Iași, chiar în regia doamnei Anda Tăbăcaru, și am făcut cu Opera din Iași un turneu foarte frumos în Germania. Nu numai în anul acela, și în mai mulți ani la rând. Dar, în principiu, în Brașov cred că l-am interpretat cel mai mult Figaro. Acum, de 3 ani, am făcut la București, într-o producție mai modernă, a domnului regizor Matteo Mazzoni, care a regizat și la Opera din Brașov, un regizor foarte apreciat și cu care m-am bucurat să colaborez. Am interpretat și sub formă concertantă la Filarmonica din Iași. Mi-aduc aminte, sub bagheta maestrului Lescaie, Dumnezeu să-l odihnească. Așa, la Cluj nu l-am interpretat și nici la Timișoara. Sunt două opere pe care încă nu le-am bifat cu rolul Figaro.
mi-am dorit la Cluj să-l interpretez, pentru că de acolo am plecat și este orașul în care m-am format, dar încă nu s-au aranjat stelele, ca să zic așa, ca să-l interpretez și acolo. Și scene lirice internaționale? Internaționale, mă refer la turneele pe care le-am făcut noi cu Opera Brașov. Orașe mai mari sau mai mici, foarte multe, n-aș putea să-i număr acum niște nume, dar în decurs de vreo 8-10 ani s-au adunat multe. Le-am interpretat și la Chișinău, am fost invitat acolo la opera din Chișinău, nu mai țin minte ce an, dar da, da, Germania, Austria, Olanda, Italia, am făcut un turneu foarte interesant, în chiar mai multe, dar unul a fost foarte interesant, a apărut și la știri, în Sicilia, era un festival și am fost chiar în mai multe locații din Sicilia, în niște anfiteatre foarte, foarte frumoase și alte orașe sau așa, nu amintesc acum exact, dar au fost multe, nenumărate. Care este pentru tine cea mai mare provocare pe care o ridică interpretarea acestui rol? Atât din punct de vedere vocal, dramatic sau scenic? Provocarea cea mai mare este pentru oricare dintre baritoni, este din punct de vedere muzical. Pentru că are o scritură destul de complicată și trebuie să ai abilitatea și maestria de a intona, de a interpreta toate notele care sunt scrise. Și scenic, de la început m-am simțit foarte confortabil în rolul Figaro, pentru că se potrivește foarte bine pe firea mea. Este mesagerul dragostei, după cum vedeți, sunt plin de inimioare. Este un rol care are o anumită voiciune, o bucurie. Îi se spune factotum de la cita, le face pe toate, în oraș. Îndrăgostiții îi ajută să căsătorească, cum este și povestea noastră. Deci este un rol care cuprinde o paletă largă de exprimare. Nu este serios, este jucăuș, trebuie să fii foarte sprinten, să fii inteligent, să ai abilitatea de a interpreta pe acele note care sunt scrise, de a interpreta și cu corpul, și cu fața, și cu mimica. Deci este un rol, unul dintre rolurile cele mai complexe pe care le-am interpretat. Iar Rossini, mi-aduc aminte și de Dandini, de rolul Dandini din opera Cenușarea sa, aceeași provocare și aceeași plăcere de a cânta toate notele care sunt scrise și asta vocea, îți întreține vocea, cum să zic, tânără. Chiar dacă eu am intrat într-un repertoriu și verdian și poate un pic mai târziu decât cum aș fi vrut, pentru că nu m-am hazardat să intru în roluri care nu am crezut că sunt pregătit vocal și de rolurile de maturitate, nu am intrat în ele. De aceea și vocea, dacă o urmăriți, este destul de încă brilantă și destul de tânără, ca să zic așa, cu toate că ca și vârstă nu mai sunt așa de tânăr, dar mă străduiesc să mă mențin. Care sunt satisfacțiile pe care ți le-a adus interpretarea acestui rol? Satisfacțiile sunt acelea, am interpretat acest rol cu mulți colegi. Am schimbat parteneri de scenă. Fiecare dintre colegi au un anumit temperament, egal că voce feminină sau bărbătească, însă am cunoscut cântitul și la Brașov, și la Iași, și la București, mai mulți soliști cu care ne-am mulat, ne-am intrat în armonie,
conducând, conduși fiind de muzică, bineînțeles de Rossini, dar satisfacția este că în perioada în care lucrezi, te întâlnești cu mai mulți oameni, regizori, dirijori, de la care înveți, acumulezi și te încarci de această de cunoștințele pe care le acumulezi în timp și după aceea când revii, așa s-a întâmplat și când mergeam în turnee sau mergeam la Iași, când reveneam înapoi la opera din Brașov, eram cu mult mai îmbogățit din toate punctele de vedere, interpretativ, scenic, poate și uman sau ca disciplină, pentru că artiștii noi suntem un pic așa mai indisciplinați, fiind simțindu-ne că avem o anumită libertate de exprimare și așa și trebuie să fim, de fapt, un pic mai liberi ca spirit. Să nu fim încorsetați, dar să suntem încorsetați, mai putem să creăm. Și atunci, în timp, am și disciplinat, bineînțeles. Ca să dau un exemplu despre Figaro, înainte, cel puțin în anii 2000 când am debutat, poate nu eram atât de pregătit vocal cum sunt acum. Mai mult jucam decât cântam, ca să-mi acupăr anumite imperfecțiuni sau anumite note care nu erau cum sunt acum. Dar acum cred că am ajuns la o maturitate în care pot să mă joc cu rolul, știi? Pot să mai schimb, nu notele, dar să schimb interpretarea, sensul, nuanța. Depinde și în recitativ. Depinde cum îți dă colegul replica, dacă se o dai înapoi și să-l faci și pe el, pe coleg, să se ducă mai departe cu gândul ce trebuie să faci. Și poți să-i sugerezi, de exemplu, cum s-a greșit și astăzi la repetiție, să sugerezi cu cuvântul, să-i sugerezi să meargă mai departe cu același cuvânt. A, de-aia vrei să-mi spui. Și de aceea colaborarea asta a noastră, a artiștilor, este foarte apropiată și efectiv devenim prieteni. Eu sunt prieten cu toți colegii mei de scenă, chiar dacă am avut discuții sau supărări sau așa, cu toți într-o oarecare armonie. Pentru că chiar dacă suntem oarecum, avem păreri diferite când interpretăm un rol și suntem fiecare într-un suntem caractere puternice, știi? Fiecare vine cu părerea lui, cu cunoștințele lui, cu unul a făcut la București, altul a făcut la Cluj, altul a făcut la Iași, și atunci știi, vine atunci mai multe așa, mai multe energie așa creatoare. Și când te întâlnești, ne repetiți așa, mai dăm o idee, mai spunem tu, mai tot timpul trebuie să fim deschiși, să fim deschiși, să învățăm. Și eu, chiar dacă am o experiență de scenă și de viață sau muzicală, eu învăț și mă uit în partitură la fiecare repetiție, chiar dacă mă văd colegii și nu le convine sau vai, asta nu știe partitura, niciodată nu știm perfect partitura. Pentru că vezi acolo, nu spui dublele consoane sau vezi că o notă este în plus sau o virgulă care schimbă total sensul frazei muzicale. Și atunci trebuie să te gândești, uite, eu asta n-am făcut până acum și acum pot să o fac și să mă perfecționez. Da. Numește, te rog, o asemănare și o deosebire între omul Adrian Mărcan și personajul Figaro din Barbierul din Sevilla. Păi, asemănarea fi asta, îmi place să fac mai mult decât mi este permis postul meu de solist. Îmi place să, de exemplu, dacă văd o neregulă sau o greșeală într-o parte, stă un lucru în partea aia sau colegul se duce în partea aia sau așa, îmi vine și să fac, și iar este deranjant pentru unii, dar îmi cer scuze că îi deranjez, dar eu vreau să iasă lucrurile bine, să fie spectacolul să fie foarte bine pentru public și acum și pentru publicul și cei care ne urmăresc online. Și îmi cer scuze că sunt așa, dar vreau să rezolv lucrurile, să le fac, să fie bine. Chiar dacă nu numai vocal sau asta, scenic, o figură, o poantă, o ceva. Deci pot să spun sau să vin cu o părere și să colegul să o accepte. Dacă crede că este poantă bună sau face lumea să râdă. Dacă nu, atunci au luat în baltă și învăț eu de la ei. Sau alte... Și o deosebire? O deosebire între Figaro și... Adrian Mărcan?
Păi, deosebire ar fi că, nu știu, să tund. Decât fac așa cu degetele, nu știu să... Nu știu, acum Figaro ce mai făcea el? Trăgea sânge, adică nu mă pricep să trag sânge. Figaro făcea multe în Sevilla, de aceea și personajul este atât de complex, pentru că el știe toate problemele cetățenilor Sevilliei, fiind acolo, bârbărind așa, el aude una, alta, fiecare se plânge la el. El adună informația, deci ăla cu aia vrea așa, atunci hai să fac, să-i unesc. Și asta este frumusețea rolului, mesagerul dragostei și cupidonul Sevilliei, cum ar fi Figaro, încearcă să rezolve toate problemele și toate astea. Dar unele probleme nu le putem rezolva și nici mie nu stă în putere să le rezolv. Te rog să faci câteva considerații asupra operei Bărbierul din Sevilla, lui Rossini. Știm că el a compus-o în foarte scurt timp, 3 săptămâni, la numai 26 de ani. A devenit un reper în bel canto și o capodoperă, nu? Este supranumită opera bufă a tuturor operelor bufe. Da. Genial, nu? Genial Rossini. Mozart, Rossini. Dar îți dai seama ce imaginație a avut și ce putere și acum nu vorbesc de timp, că timpul a fost foarte scurt, dar să ai mintea să-ți lucrezi așa de repede, să scrii atâtea note și bănuiesc și celelalte opere după scritură și pe așa. Deci vinindu-ți imaginația, atunci încep să creezi. La fel și dacă te trezești pe scenă, îți vine ceva și prinzi o figură, o poantă, o faci. Adică și noi, ca interpreți, ne permitem să mai schimbăm câteodată regia făcând anumite ciumpuși lucruri, anumite schimbări în regie. Dar vis-a-vis de Rossini, bineînțeles, Bărbierul este o operă care ca și complexitate și ca, mai sunt și altele, bineînțeles, dar mi se pare și pentru mezzosoprană, și pentru soprană, pentru tenor și bariton, mi se pare cea mai complexă și dacă știți că există și aria aceea tenorului, dacă cine poate să o interpreteze în finalul operei, deci este cea mai complexă și cea mai dificilă de interpretat, de cânta pe scenă. Ajungem în zilele noastre la transmisiunile online. O nouă formă de a fi în sufletele oamenilor și în casele lor. Ce părere ai despre această modalitate de continuare a activității artiștilor și a instituțiilor de cultură? Care ar fi plusurile și minusurile online-ului? Din nenorocire a venit această pandemie, dar să știți că poate și din fericire, pentru că eram foarte agitați. Toată lumea eram acolo, du-te acolo, fă asta. Și la un moment dat, acest virus, această pandemie, ne-a făcut să ne oprim în loc și să ne gândim dacă nu timpul ăsta pe care suntem atât de agitați și atât de stresați, dacă nu este timpul să stăm un pic să ne liniștim. Eu țin minte, chiar, nu știu dacă astăzi sau când au fost zilele astea, este exact un an de când am intrat în această pandemie și țin minte că eram atât de obosit vocal, pentru că aveam repetiții și la București și la Brașov. Între timp am fost chemat și la Opera din Iași, unde eram un colaborator și am venit să interpretez nunta lui Figaro. Chiar primisem telefon să vizitez. Cu mare bucurie am mers întotdeauna la Iași. Dar ce vreau să spun, s-a întâmplat exact în momentul când trebuia să iau avionul a doua zi, m-a sunat de la Iași și mi-a spus se oprește tot și intrăm în ce am intrat. Și pentru mine a fost, cred că a fost una dintre marele bucurii că nu mai trebuie să cânt. Deci m-am bucurat că un pic s-a oprit totul în loc, pentru că eram foarte obosit și eu întotdeauna am încercat să-mi onorez invitațiile și chiar cu riscul de a răguși, de a te obosi vocal, pentru că organul nostru vocal obosește ca și orice mușchi. Și repetiții, spectacole, bineînțeles.
Și atunci asta a venit că este și o binecuvântare. Un pic să ne oprim în loc să ne gândim ce facem, ce avem de făcut. Și din punct de vedere al spectacolului transmis online, am pus mâna pe partitură. De ce? Pentru că transmisia online este mult mai pretențioasă din punct de vedere al microfoanelor, al tehnicii, pentru că s-aude orice greșeală, orice slime care are pe gât. Și atunci s-aude și orice greșeală muzicală. Când cântăm live, cântăm la un public, cum e la Brașov, 300 de locuri, sau în alte părți mai mult. Dar online te poate urmări mai multă lume. Și chiar invit spectatorii care ne urmăresc să fie prezenți, să urmărească aceste spectacole, să se bucure de ele. Este bucuria, din ce punct de vedere, și spectacolul este tradus. Oferiți-le copiilor, dacă au răbdare, învățați-i să vină pe această cale a muzicii clasice, pentru că dezvoltă foarte mult creierul. Sunt atâtea note interpretate, deci sunt număr de 7, dar se înmulțesc și ajută foarte mult copiii să se dezvolte, să vadă ceva frumos la online, la televizor. Să sperăm că aveți posibilitatea să puneți de pe telefon, pe televizor, să vadă mare. Bineînțeles, nu este același efect ca și în sală, când auzi vibrația corpului și vibrația vocii, să simți cum artistul vibrează și transmite o energie spre public, care acea energie și prin voce transmit o energie care este benefică pentru suflet. De ce în sălile de spectacol vin și oameni care sunt mai în vârstă, au probleme? Pentru că vocea umană, cântatul, bel canto-ul vindecă, este binefăcătoare pentru suflet, pentru tot. Nu este la fel de efectul același, nu este și pe televizor sau online, pentru că merge vocea, merge prin microfon și o auzim la boxe, da? Dar nu mai simți aceeași vibrație a sufletului nostru și energia pe care o transmitem. Că este bariton, soprană, tenor sau bas. Deci nu se simte aceeași energie. Și atunci sperăm la un moment dat să revenim la normalitate și să ne revedem din nou în sălile de spectacol. Și noi, artiștii, ne dorim și cred că și dumneavoastră doriți la fel. Ce le urezi colegilor tăi de scenă din acest spectacol? Să fie la fel de relaxați și în spectacol, așa cum au fost la repetiții. Ar fi foarte interesant să se facă o emisiune, nu știu cine poate să o facă, dar nu o să o facă, pentru că nu este interesantă pentru mulți meseria care o avem, dar ar fi foarte interesant să se filmeze repetițiile, să vedeți câte situații, câte poante, cum și noi, cum râdem între noi, cum se opresc. Deci asta ar fi foarte interesant și de asta le doresc, în primul rând, să fim sănătoși mâine seară, pentru că fără sănătate vocală și fără sănătate mentală, fizică, nu poți să prestezi la nivel. Îmi doresc să ne păstrăm spiritul acesta al bucuriei și al voieciunii și să dăruim publicului tot ce este mai bun din sufletele noastre și din vocile noastre. Mulțumesc. Eu îți mulțumesc pentru invitație și vă doresc multă sănătate!
quel volto, ma quel volto. Che bel travestimento. Non capisco chi sarà. Il mio pizzo mi sarà, sì, sì, propizio a me sarà. Gioia e pace, pace e gioia. Ho capito, ma c'è che noia. Prendi cuore, pace e gioia. Basta, 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 per pietà. Gioia, gioia, pace, pace. Ho capito, ho capito, ma c'è che noia. Prendi cuore, pace e gioia. Basta, 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 per pietà. Il vecchino mi conosce. Ma che barbara giornata. Ma la sorte fortunata. Ma che perfido destino. Ah, mio re. Ma che perfido destino. Oh, chissà. Padre re. Libertà. Ma mio re. Ma pochi stanchi. Parleremo libertà. Insomma, mio signore, chi è lei? Si può sapere? Don Alonso, professore di musica ed allievo di Don Basilio. Ebbene, Don Basilio sta male, il poverino, ed in sapere. Sta male, vorrò vederlo. Piano, piano, non è manco di grave. Costo il nome in giro. Andiamo, andiamo. Ma signore, che c'è? Voleva dire, parlate forte. Ma forte vi dica. E ben come volete, ma chi sia Don Alonso apprenderete. O da il conte al mattino. Piano, piano, dite, dite. Ascolto. Il conte. Pian. Pian, per carità. Stamani, nella stessa locandera, me con l'elogio, ed il mio amore per caso capito questo biglietto dalla vostra pupilla a lui diretto. Oh, che vedo, è sua scrittura. E mio Basilio nulla sa di quel foglio, ed io per lui venendo da lezione alla ragazza voleva farmene un merito con voi, perché con quel biglietto si potrebbe... Che cosa? Vi dirò. Se io potessi parlare alla ragazza. La 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 la, parlo secondo me. Altrimenti mi devo raccogliere. Venite, signorina, coloroso, che mi vedete, vorrei dire la lezione. Ah! Si stato? Un granchio al piede. Oh, nulla, siedetemi vicin, bella fanciulla, se non vi spiace, un poco di lezione di Don Basilio invece vi darò. Oh, con mio gran piacere, la prenderò. Che vuol cantare? Io canto, se le aggrada, il rondò dell'inutile precauzione. Da brava, incominciamo. Thank you.
quest'aria al cospetto e era noiosa. La musica dei tempi era altra cosa. Ah, quando per esempio cantava, chitava. Cofi, crepi, nufo, caffariero, e l'aria portentosa, la 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 la, sentite Don Alonso, eccolo qua. Prego, maestro. Guarda, mi sei vicino. Quest'aria è maggiore o minore? Quest'aria è maggiore. Vedi? Maggiore? Minore. Ah, grazie. Maestra, prego, ancora una volta. L'aria. Dice Giannina, non è Rosina, Giannina. L'aria dice Giannina, ma io dico Rosina. Quanto ne sei vicina, amabile Rosina. Il cuore mi bava il petto, mi parla il minuetto, minuetto. Bravo signor barbiere, ma bravo! Ehi, niente affatto, scusi, spontevolezze. E ben guidogne, che vieni a fare? Oh bella, vengo a farti la barba, oggi vi tocca. Oggi? Non voglio! Oggi non voglio! Di ma non posso io! Perché? Perché ho da fare a tutti gli ufficiali del nuovo reggimento, barba e testa, alla marchesa Andronica, il biodo parrucchino e il marrone, al continuo bombè, il ciuffo a campanile, purgante all'avvocato Bernardone, che ieri si ammalò di indigestione. E poi, che serve? Domani non posso! Che serve a modo suo, vedi che fantasia, va in camera a pigliare la biancheria. No, vado io stesso. Se mi dava in mano il mazzo delle chiavi, ero a cavallo. Dite, non è fra quelle la chiave che apre quella gelosia? Sì, certo, è la chioma. Ma lascia qualche diavolo di barbiere. Animo, ma tu stesso, passato il corridoio sopra la madre, il tutto troverai. Vada, non toccar nulla. Ehi, non sono matto, Alevi, vado e torno. Il colpo è fatto. Don Alonso, quel bricone al conte ha portato il biglietto di Lissina. Mi sembra un incontro di prima sera. E a me non me la fissa. Oh, mamma mia, disgrazia a me. Quel Figaro è un grand'uomo. Ora che siamo soli, ditemi, oh cara, il vostro mio destino d'unire, siete contenta? Francesca. Ma, mio lindoro, altro io non bravo. Tutto bianco, cerchiate, ottami piedi, una tenina. Dunque andiamo. Giudizio. Ah,
veggo. Quale toppo? Come qua? Servitor, servitor di tutti quanti. E guardi tanta vita. Di voi chi mai sarà? Mi franchezza ci vorrà. Don Basilio, come state? Come sto? Perché s'aspetta questa barba benedetta? La facciamo sì o no? Questa barba la facciamo sì o no? Ora vengo, ora vengo. Ehi, il pugnale. Non è vero? Sì, sì, te lo so. Ma, Don Bartolo, spiegatevi. Adottore, una parola. Don Basilio, son da voi, ascoltate un po' qua. Son da voi, ascoltate un po' qua. Fate un po' che vado via, che ci scopro un gran timore. Ma vi state a disperare. Della lettera, signore, che il affare ancor non sa. A cui certo per un pasticcio non s'arriva a indovinar. Chi ci scopra un gran timore, e il affare ancor non sa. La noche, sa. Febbre Don Basilio che vi insegna con la febbre a passeggiare. Con la febbre? E che vi pare siete giallo come un morto. Sono giallo. Bagatella, questo è Don, e Tremarella, Bagatella, Tremarella, questa è febbre scarlatina. Scarlatina! Il patrocino! Cucina, vendece, medicina. Via, prendete medicina, non vi state a rovinar. Presto, presto, andate a letto, voi paura in vermi fate. Presto, andate a letto, sa. Presto, andate a letto, sa. Una borsa, andate a letto. Ma che tutti, siano d'accordo. Presto a letto. Non son sarda. Non mi faccio più a pregar. Eccolo. Brutta sei, mio
signore. Buonasera, 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 mio signore, presto andate via di qua. Buonasera, buon di cuore. Buonasera, buonasera. Buonasera, ben di cuore. Poi di mal si parlerà. Maledetto seccatore, seccatore, maledetto seccatore, seccatore. Buonasera, 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 signore. Buonasera, 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 signore. Siamo, non ci 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 siamo, non
questo il notaro qua, venga sull'istante, ecco la chiave del portone, andate presto per carità. Sì, ma... Grazie. Non temete, in due salti io torno qua. Ehi, Rosina, Rosina! Avanti, avanti, è vostro amante, io vivo da novena, come sciagurata. È il vostro amor, sappiate, che si fa gioco in sedola amante, ecco la prova. Vi vogliono condurre. Braccio un altro che mi sento all'intorno, a traditore, a sì, vendetta, e venga, venga quell'empio che rosino. Udite, a mezzanotte, qui sarà l'indegno continuo il barbiere, con lui fuggire per sposarmi io voleva. Ascenerati con la sbada alla porta. Ma mi vado di qui! Ma se forse armati! Figlia mia, facciamo così! Chiuditi a chiave in camera! Io voglio chiamare la forza! Che non sui due ladri! E come tali, corpo di braco! E la dovremo da vedere! Thank you.
vedremo. Ecco la punta. Oh mio tesoro! Indietro anima scellerata, io qui di mia solita credulità veni saltando a riparar lo scorno. A dimostrarti questo reco l'amante perdesti, anima indegna e sconoscente. Io son di sasso, io non capisco niente, ma per pietà. Tocci, fingesti amore per vendermi alle volie di quel tuo vil conte alma vita. Il conte, ah, sei delusa, come felice, alma viva son io, non son l'indoro. Senza fiato, ora noi non dal convento. Guarda, guarda il mio talento, che bel colpo seppe far. Quale trionfo inaspettate, me felice, o bel momento. Senza fiato, ora muoio dal contento, dal contento. Guarda, 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 guarda il mio talento, guarda, guarda il mio talento, che bel colpo seppe fare. Da tendenza
andiamo via di qua. Zitti zitti, piano piano, non facciamo confusione. Per la scala del balcone, e andiamo via di qua. Per la scala del balcone, e andiamo via di qua. Piano, piano, per la scala del balcone, presto andiamo via di qua. Zitti, zitti, piano, piano, zitti, zitti, piano, piano, per la scala del balcone, presto andiamo via di qua. Zitti, zitti, piano, piano, zitti, zitti, piano, piano, per la scala del balcone, presto andiamo via di qua. Presto andiamo via di qua, via di qua, via di qua, via di qua, via di qua. Ah, disgraziati noi, come si fa? Chi avvenne mai? La scala. Ben, la scala non è più. Che dici? Vai a fare qua. Parigiamo lei. Sì, sì. Lombardo. Sei gente. Ora ci siamo, signor mio, che si fa? Mia Rosina, coraggio. Eccoli qua. Don Bartolo. Don Bartolo. Don Basilio. Don Bartolo. Vede, il nostro notaro, allegramente, lasciate fare a me. Signor notaro, dovevate in mia casa stipulare questa sera il contratto di nozze fra il conte e Almaviva e mia nipote. Ma piano! E gli sposi, eccoli qua. Ma piano! Avete indosso la scrittura. Ma... benissimo! Ma piano! Ehi. Don Bartolo, dov'è? Ehi, Don Basilio, quest'anello è per voi. Ma io? Per voi. Vi sono ancora le palle nel cervello, se voi volete. Oibò, prendo l'anello. Chi firma? Eccoci qua, son testimoni Figaro e Don Basilio. Essa è mia sposa, e viva, oh mio contento! Possa sperare la mia felicità! E viva! Ehi tutti, eccoci qua! Buone, buone signore! Signore, son ladri, arrestate, arrestate! Mio signore, il suo nome? Il conte d'Almaviva, io sono. Insomma, io tutti torti. E purtroppo è così. Testimonio Figaro e Don Basilio. Ma tu, bricone, tu pur tradirmi e far da testimonio. Ah, Don Bartolomeo, quel signor conte, certi ragiona in tasca, certi argomenti a cui non si risponde. E Dio, bestia solene, per me assicurare il matrimonio, porta in via la scala, ciò, dal balcone! Ecco che fa un inutil precauzione! Sforzo la lanterna, che io no 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 no.